la acest vloguleț. Ia uitați ce vloguleț activ avem aici. Avem un soț care dă la bicicletă. Face practic ce ar trebui să facă soția lui, pentru că de-aia a primit cadou anul trecut de ziua ei această bicicletă, pe care am adus-o în casă, dar este foarte, foarte activ Doru. Îl face la ea de ceva vreme, pentru că eu eram în col și primeam notificări din acelea, că Doru finished workout, elliptic machine workout. Vă spun eu ce workout trebuie să fac eu astăzi, pe lângă faptul că trebuie să mai spun niște rufe, desigur. Am găsit la noi în carceră, cum îi spunem noi, acestei ușițe speciale de aici, am găsit niște cartofi care urmează să nu mai fie bun dacă îi mai las mult la încolțit aici. Și am zis că vreau să fac, la ideea lui Doru, o tocăniță de cartofi. Pentru că de-aia dă cu atâta spor. De-aia dau aici atare. Exact. Să intre tocănița mare. Ca să intre tocănița. Și am zis că dacă tot există acești cartofi pe care trebuie să-i, de care trebuie să scap, să fac o tocăniță. Iar când am făcut ciorba zilele trecute, care apropo s-a mâncat, dar cineva a atacat toată carnea din ciorbă și a lăsat zeama, nu dau nume. Am păstrat, auzi, da? Ia uitați-l aici. Am păstrat niște carne de vită cu niște supă de vită, ia uitați aici, așa, în felul acesta. Voi folosi carnea care e aici împreună cu supa pentru această tocăniță de cartofi, pentru că știu că merge foarte, foarte bine cu mult mărar, cu niște ardei și ce mai stați așa, și niște fructe, auzi, niște legume. Vreau să mai pun ardei, pentru că mie îmi plac foarte mult ardei în tocăniță. Ia uitați aici. Ceapă multă, bineînțeles, pentru că ce e o tocăniță fără ceapă? N-avem mărar din acesta. Proaspăt, te duci să iei? Da. Ia uzi, doamne. Și nu facem o pentru tocăniță. Mă duc să iau cer. Ia spune-ne, cum te simți? A doua și plană, ia uite aici. Da? Eu n-am chef să alerg, eu mă încing la serviciu, având tot felul de probleme și tot felul de lucruri de care nu mai amintesc. Știți când faceți o chestie de aia în care ai făcut-o acum un an, știai foarte bine ce ai făcut și când e să-ți aduci aminte, nu mai știi. Nu mai știi absolut aminte nimic. Și ești ceva de genul, what I've done there? Da, despre asta este vorba astăzi, să-mi aduc aminte despre niște lucruri pe care le-am făcut acum un an. Câți dintre voi vă aduceți aminte ce făceați acum un an pe vremea asta? Ia să vedem. Nouă, de asta ne și place cu vlogăiala, cu flocăiala. Pentru că în momentul în care vrei să-ți aduci aminte ce făceai acum un an pe vremea asta, pentru noi e foarte simplu. Dăm drumul la televizor, căutăm pe YouTube. Anul trecut încă făceam, eram în ala de făceam zilnic un an. Parcă da, parcă da. Da, până în februarie am fost practic pe în acea challenge, în acel challenge de în fiecare zi câte un vlog timp de un an. Țin minte că s-a terminat undeva pe 22 februarie. Deci practic dacă vreau să știu asta, sigur o găsesc pe YouTube. Ceea ce e foarte bine, pentru că e foarte interesant când deschizi un astfel de vlog și te gândești, ia uite câte lucruri nu mai amintesc. Practic, memoria noastră uită, sau mai bine zis, creierul nostru șterge din memorie, cred că, cât, 80%? Păi nu cred că șterge, eu cred că nu știm noi unde să căutăm. Ia uite. Așa cred. Deci ce îmi place mie când îl văd aici, cum dă el la... Și cel mai tare e când eu stau pe canapea, iau snack, mănânc o sămânță, mănânc o treabă, iar Doru face treaba aici în spatele meu, la bicicletă. Păi da, cineva trebuie să scoată banii pe mașina asta, nu? Da, dar să știi că eu cred că s-au scos banii, că mai cred. Mult tu ai făcut. Și a dat și rezultate, consider că e ceva ce ar trebui să ai în casă și să folosești în momentul în care vrei să slăbești? Bă, nu știu dacă e pentru slăbit, dar e bună pentru să... Să ai un tonus, așa. Când urc pe trepte și cobor, mi-e mult mai ușor acum. De când tot fac asta, că tot fac de la începutul anului. E bună, cred că și la greutate, îți dai seama. Da? Da. Da. Mie îmi place, arată foarte bine acolo în casă. Poți să sprijin lucruri de ea. Auziți? Vino mai aproape, dragă, vreau să le spun ceva mai intim, așa. Ia spune. Peste un an, știți ce e pianul, nu? Probabil că peste un an eu o să cânt acolo așa cum dau aici la manivelă. Da? Crezi tu? Și Delia o să stea acolo și o să mânce o sămânță, domne! Nu, nu o să se întâmple asta. El spune asta pentru că în ultimul timp am fost foarte ocupată.
Bine, știi care e faza? Eu tot timpul am scuza asta că sunt foarte ocupată din punct de vedere al învățatului, job-ului și ce. Și de-aia, celelalte lucruri... Lasă, nu-mi spune tu, că de-aia spun asta, ca să-mi spună oamenii în comentarii, abia aștept. Dar toate celelalte lucruri, practic, în materie de timp, într-o zi, pică nu pe al doilea plan, dar nu sunt priorități, cum ar fi. De exemplu, să fac curățenie. Asta e un lucru pe care vreau să-l fac astăzi și mă tot împing să-mi fac curaj. De aceea am zis, bun, am pauza de prânz, hai să fac ceva. Ori fac mâncare și cred că o să... De făcut mâncare, sigur fac astăzi, dar cred că nu o fac acum. Totuși o să mă apuc să dau cu aspiratorul înainte. Înainte să faci mizerie? Eu nu fac mizerie când fac mâncare. Eu fac mâncare fără să fac mizerie. Cam mare mâncare. Ce fac? Vă dați seama, o să pun niște cartofi la fier, ci, niște bulion și niște mărar și aia e tocănița. Și am zis să dau un pic cu aspiratorul, să fac un pic curățenie la mine pe birou. Vreau să dau așa un soi de refresh, nu neapărat ceva, știți cum se spune, mai mult de ochii soacrei decât din aia. Mai mult așa, care să fie refresh, nu e curățenie din aia super îndărâmnică, pentru că am făcut din aia de curând și nu avem nevoie. Dar așa un aspirator pe aici pe acolo, o treabă și ca să dau și eu bine pe YouTube, trebuie făcut, nu-i așa? Hai că ai zis că vrei să dai bine pe YouTube. Foarte bine, dau așa. Ca gospodină, hai, uite da, aici. Da, sunt... Sunt pe tine cu camera. Tu trebuie să mergi ca gospodinul la cumpărături, să știi. Se face. Foarte bine. Uite, am pus frumușelele mele, frumoșe. Am găsit pe Amazon, dar sunt de 3 ori mai scumpe decât erau în Amsterdam. E între 29 și 34 de lire buchetul. Da. Ele sunt frumoase. Și tu vrei mai înalte sau doar vrei să mai pui câteva în mijloc? Aș mai pune câteva, vezi că parcă mai mi se pare că ar merge la jumătate mai 5 mai înalte un pic, să fie până pe aici ca să creezi așa un buchet mai solid. Nu știu, așa mi se pare mie acum. Da, iubesc lalele. Deci îmi dau așa o senzație și o stare de bine și abia aștept că acum când vine primăvara, bine, abia ianuarie, da, mă rog, sunt peste tot și în special Costco aduce niște buchete imense de lalele albe, lalele galbene, ceva o frumusețe, că țin minte că spuneam mai devreme că uit la vlogurile de acum un an. Într-unul din vloguri aveam niște lalele care stăteau ele așa țepene în sus, nu se deschideau și vă întrebam eu care e faza, de ce nu se deschid. Așa frumoase erau, sunt între florile mele preferate. Bineînțeles, frezile rămân pe primul loc. Și ai acum, făcut influencăreala, arată-ne ce produse folosești, nu? Da, că... deci folosesc acest pledge, cunoscut și sunt numele de pronto la noi, că noi suntem mai pe Italia, așa în România, nu ne place cu nume din astea englezești. Everyday Clean. Practic are un pH care este balanced, pentru ce îmi trebuie pH balanced, Dumnezeu știe că mobila e mobilă, adică să nu fie acid, să nu strice vopseaua, probabil. Eu cred că să nu sară suedezul din lacul ăsta de aici. Exact, exact, așa, așa. Și este. Am zis că fac așa, un pic superficial, nu fac nimic, fac puțin, așa. Am reușit să punem masa înapoi, am adus și toate decorațiunile înapoi, dar ea nu vrea să mai pună decorațiunile înapoi, spunea că bă, sunt inutile, mai rău, parcă mai degrabă am băgat o pungă de chips acolo, o pungă de semințe exact. Acolo, un pătrat din ăsta mai bine îl păstrăm când scuip eu cojile, idei ca din astea. Ca să fie fit to purpose. Bine, bine, eu mă duc la cumpărături. Chicaloos Bramley Apples. Bă, ce fel de mere sunt astea, mă, că zici că le-a bătut soarta. Foarte dubioase, ia uite ce dubioase arată. Sunt curios, aș lua un măr de ăsta să văd cum e. Să iau pe ăsta că e mai galben? Nu. Să iau pe ăsta că e mai verde. Îmi dau seama dacă e făcut. Nu știu cum să mă compor cu tipul ăsta de mere. Uite, ăsta are și codiță. Îl iau pe ăsta. Hai să vedem unde sunt bananele. Totdeauna au bananele pe partea asta, astea mici. Bă, dar sunt mici, mă, ce-s așa micuțe. Da, asta e. Ne descurcăm cu ce avem. Apoi ne mai trebuie mărar. Am mai mâncat o salată de roșii, apropo de roșii de... Bă, nu pot să cred, n-au mărar. N-au mărar pe nicăieri. Vai de mine și de mine. Hai că asta e cea mai tare chestie. Eu care m-am dat mare, ăsta e rozmarin. Ardei? Ardei ar trebui să iau totuși. Dar nu de ăștia, băi aiuți. Ăștia spun. Dar nu găsesc mărar. Dar nu găsesc deloc, nici la ghiveci și nici la de-asta așa. Aie, luăm un pătrunjel și mă gândesc, poate mai opresc pe undeva, să iau niște mărar. Uite că au smeură mare, așa cum a cerut, dar am văzut noutatea de astăzi, sunt cireșele. Au adus cireșe. O să iau niște mure, blackberries și blueberries. Asta folosește Delia la salata ei. Și cred că atât, nu cred că mai trebuie altceva. Dar mă bat un gând să iau și niște bacon. Aș putea să-l fac în paralel cu pork belly-ul.
Da, hai să luăm și niște bacon. Iar acum să mergem la secțiunea mea favorită, acolo unde se află Sfântul Porc. Aici sunt mai multe variante de pork belly, unele sunt așa. Ce bine arată asta! Luat! Așa că sunt mai multe aici, uite așa asta cum arată. Ha, extraordinar, domnule! Și poate că și asta, doar 3? De una cu 4 acolo în spate. Asta nu prea îmi place cum arată. Nici asta, nu, las, ajung. Am luat o pasta. Și pasta, numai bune. Perfect. M-am uitat și după niște ficat de pui, pentru că își dorea Delia cu vreo două zile, dar n-au deloc. Și ceea ce îmi lipsește mie și mi-aș dori foarte mult să găsesc, nu mi-am uitat să fi găsit la Morrison's, parcă am găsit odată la Sainsbury's, sunt inimi și pipote. Băi, deci ar merge o mâncărică de inimi cu pipote la fix. Cred că ar fi o idee foarte bună să mă duc realmente și să încerc. Și la Tesco, să văd dacă găsesc mărar, că n-aș vrea să facă tocănița fără mărar. Mărarul are ceva aparte. Eu oricum o să pun și pătrunjel la sfârșit, pe deasupra. Dar pentru mine, în porția mea, că Delia nu mănâncă așa. Da, și eu aș vrea să vă povestesc, sper să nu uit în vlogulețul ăsta, aș vrea să vă povestesc despre cum a fost la cursul de conștientizare a vitezei. Pentru că în ziua de după nuntă, când m-am dus înapoi la venue să ridicăm ce aveam de ridicat de pe acolo, toată logistica pe care am avut-o, la întoarcere e o vale, e un radar și pe acolo a trecut Doru și radar a zis, pac, hai să facem o poză lui băiatul. Și da, am luat o mare poziță, 34 de mile pe oră, într-o zonă de 30 de mile pe oră. Am primit acasă o hârtiuță, opțiunile au fost, mergi la curs și nu plătești amenda, plătești doar cursul, sau plătești amenda și 3 puncte. Am zis, mergi la curs, plătesc cursul. Amenda era 100 și 3 puncte de penalizare. Cursul, nu știu cum l-am ales eu din toată lista aia de acolo, a costat 70 de lire. Și n-am luat nici puncte, deci am plătit mai puțin, dar oricum, penalizarea morală există. Dar sper să vă povestesc mai pe larg cum a fost la curs, pentru că mi se pare foarte interesant și din câte știu eu nu îl primești, cel puțin oportunitatea asta nu primești de fiecare dată. Dacă faci consecutive, îți vine direct amenda, nu mai vine oportunitate de curs, cred că trebuie să treacă vreo durată de timp. Sper, sincer, vă spun, sper să nu mai iau nicio amendă. Cursul ăsta pentru mine a fost, cum numește englezul, eye-opening. Și n-am crezut că o să fie așa. Mergem la Tesco, luăm mărar, mergem acasă, vedem ce face Delia, continuăm. Eu acum dau seama, dar știu chestii din astea de blegumărie doar la Tesco, la Morrison's, doar la supermarketuri. Aici de bună bărită curcă am crezut și nu găsesc. Portocale, altă frunzăraie pe aici, ceapă verde. Nu pot să cred așa ceva. Hai că ar fi culmea să fi bătut drumul până la Tesco și să remarcă nu are. Asta ar fi cea mai tare. Aha, nu, uite, am văzut acolo niște frunzulițe în ghivece. Ajungi și să cumperi numai la ghivece, așa, pe cuvânt de onoare, n-am văzut așa. Ăsta e? Dil, ăsta e. Ce mic și ce amărât e. Hai de mine. Hai că le-au pe ăsta și mai iau unul preventiv. 13 ianuarie, iau. De ziua de lei. Cam asta e toată verdeața pe care o au. Pe aproape că au mai puțină decât la Morrison's, sau ardei din ăștia, care mi-e plac foarte mult. Să iau, să nu iau. Știți care e partea proastă? E că dacă iau de ăștia, aolo, ăștia îmi fac și mai mare poftă. Treaba e că dacă iau ardei, mănânc mai mult. Nu știu, gustul ăla de picant îmi permite să mănânc tot mai mult și tot mai mult. Și mă enervează la culme că ajung să fac treaba asta, că încerc și eu aici să mențin o dietă, o treabă, o alea-alea, da? Na, e ceea ce e. Îmi place picantul, rău de tot. Și tot am ajuns aici și vreau să mă uit și după niște lapte. Ia uitați-l pe ăsta, e imitație după ăla de la Graham, Tesco Finest, dar nu, ăsta e baza, ăsta e adevăratul. Aș vrea să dau o raită și până la sucuri. Sunt curios dacă au Coca-Cola, zero zahăr și zero cafeină, așa cum găsesc în Morrison's, dar nu au ăștia, băi, frate, nu au... Stai că eram în partea greșită, văd că în partea asta e Coca-Cola și Pepsi. Pepsi. Cine, Doamne, iartă-mă, bea ruginitură de asta? Da, hai să vedem. Și Coca-Cola zero au, dar vedeți, nu au și zero cafeină. Sau, hai să nu ne pripim. Uite-o, perfect. Și cu asta declar cumpărăturile Morrison's plus Tesco executate, ca să vedeți că am venit doar pentru un mărar. Până aici și uitați și aici, lapte, înghețată, ardei iute, nebunii, ce să faci?
Consumerismul ăsta, domnule. Da, vorba aia, dacă tot sunt aici, aș vrea să mă uit și după niște cuțite. Trebuie neapărat să luăm cuțite. Nu mai avem niciun cuțit, al pe la mare, singurul care ne mai rămăsese, pa, l-a distrus dorul. Aici văd că sunt numai tigăi. Să mă duc pe partea cealaltă. Chestii de casă, alte chestii de casă. Asta cred că un fel de fotoliu, ceva, stai jos. Interesant, n-am mai văzut așa ceva. Dar nu găsesc cuțitele și să vă spun drept, nici nu prea am răbdare să stau să caut de jur împrejur. Uite ce mătură clasică, zici că e mătura de când eram în școala generală. Ha! Tocmai mi-am dat seama că am uitat să iau drăcovenie din asta, să scanez ce am luat. Așa că am luat-o acum și o să le scanez aici, ce să fac. Na, asta e situația. Două de mărar, una de ardei, o Coca-Cola, Oreo, lapte și Mars, alea înghețate. 2, 3, 6, 7 produse. Avem 7 produse aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. M-am dezobișnuit să iau chestia asta, că dacă tot mergem recent la Morrisons, aia e. Și gata, acum chiar declarăm încheiate cumpărăturile, chiar mergem acasă. Haideți că m-am luat cu curățenie, am făcut prin toată casa. Fastingul și dat-o cu aspiratorul prin toată casa, par a fi așa un mega boost de energie, dar în același timp e cel mai bun workout, pentru că la un moment dat simțeam cum tremură toată carnea pe mine, nu mai puteam de spate și am zis, chiar și așa cu Dyson-ul ăsta, am zis, bun, hai, că asta înseamnă un singur lucru, corpul meu consumă calorii, deci dă-i înainte. Ce-ai făcut, domnule? Am făcut treabă toată casa. Am făcut băile, am dat cu aspiratorul peste tot. Ah, uite, mă, l-auzi pe internet. Doamne, deci știți cum am simțit? Sclavul casei mele. Eu și Jean Valjean. Oh. Am dat la aspirator de n-ai văzut. Hai să vedem un micuț haul cu cumpărături, că Doru a fost la cumpărături și a venit acasă așa, cu zmeură. Foarte bun. Abia aștept să mănânc. A găsit niște... Era aici un suport negru. De ce ai luat așa ceva? Am luat pentru mine, nu pentru de tine. De ce ai luat în viața asta? Am luat coriandru, n-am... Bă, ceva de că ce sunt. De ce ai luat? Crezând că e pătrunjel, nu-i așa? Am că e pătrunjel, voiam să-mi pun pe deasupra la... Dar eu pun și coriandru. Pui de asta că ți-e place. Unde mi-este adaptorul de card? În partea cealaltă. De ce? Că am văzut că le-am strâns pe toate într-un loc acolo. Bă, da, o să intru și la tine în cameră o dată și o să iau toate fardurile și o să ți le pun eu. Ești invitatul meu, că nici nu știi ce să faci cu ele. Păi nu, le pun cum cred eu că ar sta bine. Te rog, măcar să faci cineva ordine la ele. Avem aici spoil pig, bineînțeles, niște bacon, bănănuțe, iar la bănănuțe organice. Uitați-vă și voi, deci să duceți și mie bănănuțele astea minuscule. În momentul în care merg eu la cumpărături, iau banane, ca lumea, doamnă, banane mari, mie îmi plac bananele. Așa, merg și astea, nu știu care e faza, sunt organice, da, mă rog, tot banane sunt la urma urmei. Avem aici niște ardei iuți, pentru că chisăia efectiv după ardei iuți aseară. Niște blueberries, adică niște afine. Și aici a luat el niște mure. Nu sunt un fan al murelor. Nu știu de ce, dar mie îmi place zmeura foarte mult, dar murele nu prea. Un singur măr. A luat un singur măr. Și a luat și niște porbeli aici. Mamă, iar a luat porbeli de ăsta bun. Deci știți cum a ieșit porbeliul ăsta data trecută? Este ofertă specială, Evan Edition. Este special edition de porbeli ăsta de la Morrisons, de la bachelorul lor. Extraordinar de bun. Niște lăptic pentru cafeluță. Da? Deci să vedeți cine îmi sabotează mie dieta. Niciodată nu sunt eu de vină, totdeauna altcineva. Avem mărar, foarte bine pentru minunata tocăniță pe care urmează să o fac. Avem niște ardei iute, dar din acela verde, și mai mult mărar. Și o cafeină zero cu, o cafeină cu zero cola de la Coca-Cola. Ia uitați ce fețe avem. Vreau să vă spun că eu, bineînțeles, după ce am fost această gospodină extraordinară, voi fi și această doamnă de carieră care se sucă în coluri acum, imediat. Iar ai mâncat chipsul, nu? Bă, n-am mâncat nimic, n-am pus nici ceva. Așa se zice. Jur, dacă e ceva, e praf sau ce am luat de prin casă. M-am hotărât să mănânc doar între 4 și 6. Okay. E fereastra mea de mâncat. Faci intermittent fasting, nu? Fac foamea, basically.
Și da, voi fi această doamnă de carieră care se face în coluri momentan și după care, bineînțeles, că voi fi și această gospodină bucătăreasă extraordinară. Abia aștept, vă aștept în comentarii să-mi lăsați acolo criticile cele mai bune. De ce am pus prea multă sare, de ce am pus prea puțină, de ce am pus cartoful așa, de ce e morcovul rotund. În fine, vă aștept în comentarii, pupicos. Și am o zi plină astăzi, dar vă spun că toată energia asta se datorează unui singur lucru. Fasting. Și nu este cafeaua, este exact fasting, da, pentru că sunt... E fascinant cum atunci când bași mai puțin în tine, ai așa, cum e, ai un declin un pic și după ce ai trecut de declinul ăla, după aia zbârni. Dormi mai puțin. A fost da, la 3 declin. M-am prins cum trebuie să facem când ținem fasting. Știi că nu avem probleme cu dormitul, nu putem dormi. Da. Trebuie să ne trezim când ținem fasting, trebuie să ne trezim cu o oră mai devreme. Dacă ne trezim cu o oră mai devreme decât să ne culcăm cu 3-4 ore mai târziu... După ce că nu mănânc... Da, știu, e plictisitor, te plictisești. Mai dau și somn de la mine. Asta este problema, că te plictisești când ții fasting și peste zi, ok, ai lucruri de făcut, că ești prins, bă, dar nu poți să fii prins toată ziua. Da, asta le spuneam, că depinde și ce faci când ții fasting. Am nevoie să mănânc când învăț. Asta e o chestie pe care am constatat-o. Bă, nu foarte sincer, mult. Da. Nu carbohidrați, pentru că atunci mai ia somnul, să duce dracu tot învățatul. Eu chiar zahăr am nevoie când învăț. Da? Acum fără mișto. Și mai e o treabă pe care am să fac. De exemplu, acum când am dat cu aspiratorul, da? Da. Dom'le, deci la un moment dat a trebuit să mă așez pe scări, pentru că mi s-a făcut da, rău. Mai ușor decât ăsta n-avem. Nu, dar efortul fizic, propriu zis, faptul că eu mă și agit. Știți când aveți zile din aia de curățenie în care îți merge totul strună și te apucă și ești super involv și le faci pe toate, nu cade nimic, că toate sticlele stau la locul lor, nu scam nimic din mână, nu caz pe scări, nu. Azi a fost opozitul. Astăzi a fost opozitul, da. A fost momentul, știți că trebuie să fii. În momentul când ești în mindset-ul de curățenie, de gospodină învățătoare, îți iese. Da. Când o faci doar pentru că simți nevoia că trebuie făcută, s-ar putea să nu-ți iasă și mai bine o postpon pentru o zi în care ești în mindset-ul respectiv. Nu e câtă filozofie pentru un șters de praf și un aspirator, ceva ce n-ați văzut. Bun, mă duc că trebuie să am col, tu ai col? Și tu ai față da, așa păi de ca și plecă, da. Ne-am adus cărămida, tocmai de asta, că am un col acum. Bun, Rafiți. La treabă cu noi, la muncă, nu l-am întins mâna. Am ieșit din col și am avut o discuție lungă cu colega mea, foarte filozofică de altfel. Am pus întrebări, n-am găsit încă răspunsuri. Am început prin a întreba, în prima instanță, întrebarea pe care o am de câtva timp încoace și nu cred că o să găsesc răspuns. N-au găsit o filozofie mari, nu o să stau eu să găsesc răspuns acum, dar e interesantă natura umană, cum... ne trezim suddenly că apreciem ceva sau cine, pe cineva mai mult atunci când pierdem decât când e acolo lângă noi. Ceea ce este un mare defect al naturii umane din punctul meu de vedere, că uneori pierderea e irreversibilă și atunci asta îl face unul dintre cele mai mari defecte. După aia am stat și ne-am gândit așa la supravieții, că nu e important cât de mult trăiești dacă în ultima parte a vieții tale nu prea mai poți face nimic, la modul că ești... nu poți enjoya viața. Dar nu e bine nici să trăiești prea puțin atâta vreme cât ești încă pasibil de enjoyală. Și am dezbătut niște lucruri din astea așa. Da, și după aia ne-am uitat puțin la cum mai e situația prin România, la cât e diferența dintre pound și leu, cam cât costă lucrurile, cam ce se întâmplă, adică ai curiozitatea asta, na, din când în când o ai, mai ales om de finanțe, te interesează impactul și cum se descurcă, cum navighează oamenii prin aceste schimbări destul de drastice. Nu e o chestie bună din câte am văzut, dar mă rog, asta e o privire a unui om din exterior și niciodată nu-mi place să dezbat treaba asta, pentru că sunt, ce să vezi, un om din exterior. Mai interesant e să-i ascult pe cei care sunt acolo, în pâine, și pot să-mi dea insight-uri ca să înțeleg ce se întâmplă. Dar da, am avut o discuție destul de deep, așa. E foarte bine din când în când să mai ai discuții de genul ăsta. Și de asemenea discutam în jurul treburilor ăstora, că practic munca în viața ta este un lucru foarte important, mai ales datorită sau din cauza, luați-o cum vreți, felului în care implici și pui timp, timpul tău pe care, din nou, ți este limitat, nu ți-l dă nimeni înapoi, odată ce l-ai investit, pur și simplu e bun investit, nu-l mai poți recupera.
Eu am concluzia asta și foarte bine judec toate mișcările pe care le fac pe partea asta carierii prin filtrul acesta, că timpul fiind atât de important, atunci când faci un lucru, din punct de vedere al carierei, al jobului, trebuie să-l faci cu plăcere. Pentru că a face 40 de ore pe săptămână un lucru cu neplăcere, știu că e foarte ușor de spus, mai greu de obținut, că viața nu ți le aranjează totdeauna, dar mai ai și tu datoria să ți le aranjezi singur, nu poți să dai la infinit vina pe viață. Însă, dacă poți să te gândești întotdeauna la treaba asta, că investești atâta timp, și că e bine să-l investești într-un lucru pe care îl faci cu plăcere, cu pasiune. Și mai departe de doar a primi fluturașul de salariu. Dar, din nou, asta e o discuție foarte amplă. Nu vreau să sară toată lumea acum, că deja îi aud pe aia care... Da, sigur, e foarte ușor de spus. Știu că e foarte ușor, dar știți cum e. Uneori te mai uiți și la cum și le așează fiecare. Cam așa doarme, nu? Asta odată, cazurile extreme, bineînțeles că sunt discutabile și uneori nici n-ai drept la replică, ce să zic, dar tot în discuția asta adusesem în vedere faptul că cumva, că și eu și ea avem aceeași bubă, care este uneori o veleitate și o valoare și uneori devine o bubă pentru noi, aceea că nu știm să facem lucruri alandala, așa, doar să fie făcute, nu știm să facem lucruri doar ca să le bifăm, și le facem realmente cu pasiune și cumva asta aduce frustrare în noi când vedem că alții merg pe principiu lasă că merge așa, că să știți că nu doar românii au această lasă-vă că merge așa. Din nou, parte și bubă a naturii umane pe care avem de sigur noi datoria de a ne rectifica, de a ne corecta. Și am spus colegii mele, nu știu să fac lucruri doar așa, să le fac ca să le bifez, să treacă ziua, să știu că mi-am așezat eu bine păturica acolo și că eu o să fiu bine. Nu știu. Eu dacă nu pun pasiune în ceea ce fac, simt că mor un pic în fiecare zi. În toate aspectele vieții mele. Nu numai în treaba asta cu jobul. Cu oamenii cu care am de-a face. Trebuie să simt că e o flacără acolo. Că nu e flacăra aia acolo, e ca și cum am mirosit exact timpul acela pe care practic e ca și cum l-ai pune la plus la timpul la care îl petreci fiind mort. Am dezvoltat-o, am dat-o, haideți că intrăm în depresie cu toții. V-ați luat șervețelele că eu le am, că am ceva, de ceva vreme am, ți-am zis, treaba asta cu mucii, la mine nu se mai termină, asta așa ca să trecem de la o veselie la alta, doar o să fie super gândat când o să prelucreze acest vlog, dar hai să lăsăm vorba, că știți cum e, vorba mea preferată e aia, că vorba multă, sărăcia omului. Vreau să merg jos, să mă apuc de treabă, că am filozofat destul și să fac exact ceea ce am promis mai devreme, pentru că știm că avem doi oameni jos aici care așteaptă ca promisiunile să devină realitate și politician nu plănuiesc să fiu în viața asta, aviz amatorilor, și vor neapărat tocănița. Și uitați, uitați-vă, ia stați așa că sunt albastră. Uitați-vă aici, avem aici un om, doi oameni, care așteaptă după doamna acestei case să le gătească, bineînțeles, pentru că habar n-au să-și facă tocăniță singuri. Și la fel de multă pasiune voi pune și în această tocăniță, pentru că o pregătesc de vreo două zile, o aveam în plan, dar am zis, nu mai fac niciodată două feluri de mâncare în același timp. Pentru că ajungem și cumva ori ignorăm una, ori ne săturăm din a mânca prea repede, cum să zic, același lucru. De exemplu, dacă are carne, zicea nu, ca să e la fel tot cu carne. De-aia trec pe este mănânc doar pe asta. Și atunci ajungi să faci risipă și mă voi apuca de treabă. Pentru că sunt, v-am zis, pusă pe acțiune astăzi. Știți cum miroase ardeiul ăsta cu ceapa, doamne, ce-mi vine să mănânc doar asta. Nici nu trebuie să mă chinui să gătesc prea mult. Am avut câțiva cartofiori. Asistentul meu personal de bucătar, Daniel, i-a curățat. Ia uitați aici, i-am tăiat în bucățele. Filmează, domnule, că te ajută bărboată. Așa, soțul meu, asistentul și mai personal de bucătar. A venit și, uitați, vrea să pară și el acest bucătar. Da, aici la lingură. Și urmează să pun cartofii aici, să pun carnea, zeama de supă și sunt sigură că o să iasă o nebunie, contra celor care îmi spun că nu gătesc bine.
pupicos și vouă și vreau să vă spun că nici nu o să fac mult, că ia uitați, doar pe aceștia am făcut, chiar dacă dorul nu e... Facem prăjiți? Facem prăjiți? Nu, nu facem prăjiți, merge acolo, însă vreau să-ți spun și porbeliu. Asta vreau să te rog. O fac pe amândouă. Dar vreau să-l faci cum ai făcut dată cu... Nu știu cum ai făcut, l-ai piperat, l-ai condimentat. Ați auzit, da? A ieșit super picant, extraordinar de bun. Am o rețetă personală secretă, nu se va afla. Fă asta din nou. Și acum, direct și în reloare, domnul Daniel, bine ați venit la noi la vlog. Ia ziceți. Ia ziceți că este cel mai plăcut sentiment să spună cineva că camera așa în față, nu? Da, este de vis. E de vis. Ok, ia, spune-ne ce visezi. Păi eu acum visez la tocăniță. Joale mare, joale vreau mare. Vreau să pun cartofii, o să fiarb aici, în tocăniță, nu-i fierb separat. Pentru că îmi place când își lasă amidonul acela și o să, cumva, o să facă sosul ăla mai bun de tocăniță. Data trecută i-am fiert separat și de data asta vreau să încerc invers. Pentru mine bucătăria este un experiment, îi las așa la foc mic să fiarbă încet și în momentul în care s-au rotunjit așa colțurile cartofiorilor, o să știm că sunt gata de haleală, dar pun așa, îi las să scadă ușor. După aia o să pun zeama de la carne, care apropo am pus-o la loc în frigider, pentru că am fost chemată niște coluri speciale, extraordinare, de la NASA și a trebuit să las totul baltă și să prosit. Dar uitați-vă, aici este zeama de carne care va merge în tocăniță împreună cu carne, desigur. Și cam asta este treaba. Vreau să fac porbeliu, pentru că dorul de trecut a fost dat efectiv cu craci în sus, ce să vă mai spun despre... Uitați-vă, mă reamintesc că a luat această chestie pe care nu știu ce, cum o va folosi. Despre rețeta mea. Rețeta mea, care, să vă spun sincer, nu e niciun secret, e pur și simplu la bulan. Așa se numește, porbeli la bulan. Scrieți acolo, luați carnețelul, luați pixul și scrieți. Se ia niște porbeli, se spală bine, se pune deasupra sare, condiment de barbecue, puțin ulei de măsline, se bagă în fraier și se uită că există acolo. Și când vă aduceți aminte, ăla e porbeliu gata. Dar ce am făcut eu, spre deosebire de ce a făcut Doru, l-am făcut în două reprize, în sensul că l-am băgat în prima instanță și când am văzut că capătă poșghița aia aurie pe deasupra, pe fața 1, l-am întors pe fața 2, ca în momentul când s-a făcut crispy așa pe ambele părți, dar și zemos pentru că nu am folosit această tăviță. Dacă pui tăvița aceasta, toată grăsimea se scurge de desubt și el rămâne cumva deasupra și în momentul când se cucuiește, vine să spun, dar nu e cuc, când se gătește foarte uscat, pentru că nu rămâne grăsimea aceea pe el. Însă dacă dai asta la o parte și îl pui efectiv în cuva de la fraier, el se gătește în supropriu și rămâne hidratat de grăsimea aceea. Vedeți, bucătăria nu este un lucru simplu, este o întreagă filozofie în jurul chiar și a unei bucăți de porbeli. Cam așa se prezintă, într-un mod extraordinar. Am pus carne, am pus zeama de carne și acum o las să scadă. Cred că o să-i dau focul un pic mai mic, că e cam rapid așa în fierbere. Am pus puțin bulion și am pus la fraier ambele tăvi de porbeli. Miroase senzațional. Venea un miros așa de apetisan și eram... Ce miroase tocănița asta, ca și cum aș găti o friptură. Și pe aia m-am dat seama, zic că ai pus fraierul deșteaptă. Da, și am pus aici și sper să se facă în același timp. Cartofii deja arată așa că aproape se fier. Am tocat și mărarul, pe care l-am tocat într-un mod foarte minuțios. Am ignorat cu brio acel coriandru pe care l-am pus prin frigider. Sunt sigur că acolo o să-și găsească veștejala. Și rămâne să vedem ce rezultate avem în urma acestei mâncărici de balabule. Vreau să iau tot mărarul ăsta de aici, pentru că iubesc mărarul în mâncare, în general. Ia uitați aici. O nebunie, o nebunie de mâncărică, pe care vreau să vă spun că nu pot să zic că e tocmai dietetică, sau pe care o consider dietetică, dar o consider foarte bună dacă ai ținut fasting. E gătită în mod natural, cu carne de vită, cu cartofiuri, o nebunie, nebunie. Ia uitați-vă. Deci știți cum miroase? Sunt amândoi aici, uitați-vă cum stau. Uitați-vă. Unul trage la juc și celălalt așteaptă acolo. Eu nu trag la juc. Eu nu trag, domnule, la juc. Eu m-am așteptat aici să vă comunic și să-i comunic și de ei
că eu azi oricum țin fastic toată ziua, abia mâine mănânc. Așa că eu fac un exercițiu de voință. Stau aici cu această mâncare, dar nu o să mănânc astăzi. Adică tu nu mănânci mâncare de cartofi? Nu astăzi, mâine. Când se trage frumos zeama în cartofi. Se trage, da, da. Că el crede că stă cineva să se uită la cum se trage zeama în cartofi și cum o să se mănânce asta. La Pork Belly tocmai am întors de pe o față pe cealaltă. Probabil că mănâncă și Pork Belly-ul tot mâine, nu? Da! Nu închid vlogul aici pentru că vreau să fac un minunat desert. Deja am stabilit aici cum și în ce fel îl vom face și vreau să vă arăt ce rețetă nemaivăzută. Am găsit ceva senzațional. Vreau și eu totodată să vă reamintesc că mi-am reamintit că trebuie să vă vorbesc despre cursul de conștientizare a vitezei, pentru că am promis că o să vă spun după ce mai au viteză aici. Da, trebuie să vă spună Doru că a fost astăzi, l-am găsit cu caietelul și cu hârtiuța. Stătea și asculta foarte cu minte cum trebuie să circule responsabil cu autovehiculul. Bine, nu că ar fi el vreun responsabil, dar știți cum e. Când ai nuntă, ar trebui să se pună acolo lângă naștere ca scuza cea mai bună. Ia uitați-vă ce a ieșit aici. Uitați-vă ce nebunie la cutie a ieșit. Abia aștept să punem... Ia auziți. Abia aștept să punem un farfurie și să mâncăm și, bineînțeles, să-i punem un farfurie lui Doru de la început, separat, ca să fim siguri că îi rămâne. Am luat pauză pentru că s-a făcut acest minunat Pork Belly, care arată cam așa, pe care o să-l scot neapărat imediat pe farfurie. Bineînțeles, restul merge la frigider în momentul în care se va grăci, pentru că dacă vrem să-l încălzim, ori îl punem mâine iar în fraier, ori îl punem în microunde. Dar vă spuneam eu că nu vreau să închei această seară, pentru că vreau să închei apoteotic și nu cu shawarma, ci vreau să fac acel desert și de data aceasta să îl fac cu un twist. O să încercăm ceva ce Doru a adus astăzi acasă și mie de obicei nu-mi place și vreau să văd dacă îmi place în varianta în care, pe care vreau să o pun în aplicare în această seară. Că vă spuneam eu acum vreo două vloguri sau când, vlogul trecut, că e important să experimentezi cu alimentele până îți plac. Și acum vedem dacă putem introduce în dieta mea de data aceasta acest aliment și să vedem dacă îl interpretez altfel. Dar mai bine tac și trec înapoi la mâncat. Banane mici, banane mari. Banane mici și banane mari. Hai să vedem ce face Delia aici. Feriți-vă că vine deșertăciunea peste noi. Nu e chiar deșertăciune, pentru că am ales ca dintr-o variantă foarte nesănătoasă, precum știți că eu nu mănânc niciodată nesănătos, întotdeauna nu apelez la lucruri artificiale. Nu, lăsăm gluma la o parte, mie nu mi-au plăcut niciodată, decât foarte rar anumite branduri așa să mă dea pe spate, Oikos fiind una dintre ele, ăla de la Danone. Iaurturile cu fructe. Nu mi-au plăcut, întotdeauna am simțit ceva sintetic în ele, n-am avut o inclinație către acest fel de iaurt. În schimb, îmi place la nebunie iaurtul grecesc. Cel simplu, ăla acrișor, așa, foarte creamy, cum scrie pe etichetă. Și îmi fac singură ceea ce se numește desertul zeilor. Așa l-am numit eu, bineînțeles, eu fiind această zeiță de Sheffield. Și acum punem așa. Avem iaurt pe care îl amestecăm foarte bine să fie omogenizat. Și punem așa, în jur de 4 linguri de iaurt, nu mai mult. Uite așa. Cred că 4 linguri e și prea mult. Pentru că toată baza stă în fructe, mai mult decât în iaurt. Și în un element, v-am spus, unul foarte important pentru acest desert, pe care îl veți cunoaște imediat, și unul surpriză astăzi. Am spălat fructele și avem aici așa, afine, avem niște zmeurică și fructul surpriză, elementul surpriză de astăzi, este mura. N-am mai folosit mură în făcând acest desert. Înainte am folosit un roc de mure, am folosit clementine, mandarine, whatever, feliuțe din acelea, că dădeau așa un soi de... Erau puțin acrișoare și schimbau cumva desertul, dar vreau să văd cum iese și cu mure. Și ce fac? Peste acest iaurt, ceva nemai văzut, o invenție, practic inventez apa caldă, iar punem niște zmeură. Depinde ce fructe vă plac, puteți să puneți ce fructe vreți, dar mie îmi place combinația asta de zmeură cu afine. Uitați-vă ce afine, sunt imense. Controlul calității foarte bune. Așa, punem frumos câteva afine. Doamne, ce aromate sunt! Au o aromă atât de puternică. Și avem și aceste mure, uitați-vă cât sunt de mari. Nu pot să spun că sunt o fană a murelor, dar vreau să văd dacă în acest desert îmi schimb părerea despre ele. Și punem așa câteva mure.
După care, bineînțeles, pentru consistență, ăsta e și un mic dejun foarte bun. Eu tot am văzut că e o modă acum cu micul dejun cu chia. Știți, lăsați chia peste noapte și se fac așa. Nu știu de ce, dar n-am încercat. Deci doar o opinie așa la prima vedere. Nu mă atrage mucilagiul ăla. Mi se pare un pic neatrăgător pentru mine, dar voi încerca, ca să nu vorbesc așa în necunoștință de cauză. În schimb, bananele, în orice combinație de genul ăsta de fructe, mie mi se pare banana un fruct extraordinar. Punem deasupra ceea ce se vrea a fi miere. Da, știu tot discursul în jurul acestei mieri. Cine are miere acasă naturală, cu atât mai bine că iese și mai bun acest desert. Punem așa puțină miere aici, cât să dea un soi de... așa un aspect auriu și la creme de la creme, bineînțeles, scorțișoara, care vine să îmbie la puțin Crăciun, dar tocmai a trecut și cu toate astea tot simt nevoia să mănânc scorțișoara până când vine căldura. Pentru mine este un condiment foarte bun pentru iarnă. Doamne, cum miroase! Deci miroase atât de bine! Și acesta este desertul. Ia uitați! Un desert minunat care, bineînțeles, poate fi și un mic dejun. Și abia aștept să-l mănânc, iar până una alta, după aceste lucruri delicioase prezentate, predau legătura lui Doru ca să vă spună despre cursul de conștientizare în ale automobilisticii. Ce să vedeți, a doua zi mi-am adus aminte în timp ce montam că trebuia să vă spun ceva, nu? E, haide să vă spun, și anume despre cum a fost la cursul de conștientizare a vitezei, Speed Awareness Course. E foarte interesant că au sistemul ăsta, pentru că e un sistem care vine în ajutorul tău fără să-ți dai seama. Eu am crezut că ce să-mi spună, o să ne arate imagini despre diverse și eventuale incidente, care mai de care mai nasoale. Uite că n-a fost deloc așa. Una peste alta. Am început cu o introducere despre cam ce credem noi sau cum credem noi, cât de bine credem noi că stăpânim codul rutier, cât de bine înțelegem viteza pe drum, în special în acele momente în care ne trezim toată. Bă, dar nu cumva am prea mult în bord. Asta a fost o introducere destul de interesantă, pentru că aici există o chestie care se numește NSL, National Speed Limit, limita națională de viteză, la fel și în România, de altfel nu e nimic nou sub soare aici, dar viteza asta, chiar dacă e națională, ea se schimbă în funcție de sectorul de drum, evident. Primul test a fost așa, ne-a arătat patru imagini, nu e un test care trebuie să-l treci, e doar o chestie de conștientizare, să te facă pe tine să-ți reamintești niște lucruri. Să nu uităm că eu nu am făcut școala și nu am dat examenul aici, în UK. Eu am, tot ce am făcut, am făcut în România, evident. Și atunci eu știam câteva reguli, că eu am citit Highway Code și știam că, spre exemplu, pe unde sunt stâlpi de lumină, se merge cu 30, decât dacă nu ai un semn care să-ți spună mai mult de atât și așa mai departe. Și ne-a arătat patru imagini și ne-a rugat să scriem la noi pe o bucată de hârtie în caiet, să facem niște circulețe, să punem limitele de viteză în ele. Bă, le-am nimerit pe toate. A fost 30, 30, 40 și 60. N-am avut nimic cu motorul, cu autostradă, ca să avem și 70. Viteza maximă admisă aici fiind 70 de mile pe oră. Na, unii au greșit, unii au greșit, dar nu există niciodată tendința aia de a arăta, ia uite bă, ce prost e ăsta, o, sau ce deștept e ăsta. Foarte mișto cursul. Un nene la vreo 50 și ceva de ani, foarte carismatic, foarte simpatic, ne tot vorbea despre lucrurile astea. După ce am făcut mini-testul ăsta, rolul testului era simplu. Era să ne arate că, pentru că ne-a întrebat ulterior, dar de ce ai pus viteza aia acolo? De ce ai pus viteza aia la altă dincolo? Trebuia să ne arate așa, că pe drumurile care sunt prin, spre exemplu, prin, chiar și prin localități, dar nu au stâlp de iluminat, în continuare. Acolo este 60, dacă nu este vreun semn care să marcheze asta. Pe de altă parte, erau niște drumuri cu două benzi, dar tot așa, tot cu stâlp de iluminat. Și majoritatea au pus 60 acolo, pentru că erau două benzi și se crea confuzia aia cu dual carriage way. Așa se numește. E o denumire mai veche pentru fiecare sens, cum ar veni, este separat în mijloc de ceva care, prin care nu poți trece. De regulă sunt niște balustrade. Asta înseamnă la dual carriage way. Nu înseamnă că ai două benzi pe sens. Că poți să ai două benzi pe sens dus, două benzi pe sens întors, dar să se poată trece într-un alt. Ăla nu e dual carriage way. E o finețe pe care eu n-am știut-o. E drept. În schimb, cu toate astea am nimerit-o la viteză pentru că știam, bă, unde sunt stâlpi, acolo e 30. După aia am mai avut, când te apropii de un sens giratoriu și sunt acele marcaje transversale, cred că transversal se spune, nu? Mă rog, sunt așa.
galbene care spun să, marcajele rezonatoare care spun să reduci viteza că te apropii de un sens giratoriu, la fel acolo erau, să spunem ce viteză trebuie acolo, era 60, că era o singură bandă pe sens, nu era niciun semn, nu era nicio problemă, dar majoritatea au selectat 30 și la drept vorbind, ca practică, cam aia e viteza, că reduci, știi, și de aia ne-a și spus, nu e nicio problemă, atât timp cât n-ai pus peste viteza maximă, e perfect, ai condus cel puțin preventiv, ceea ce este ok. A doua parte a fost mai degrabă despre a înțelege ce înseamnă o milă, diferența de o milă pe oră. Dacă ai un 30 de mile pe oră și 31 de mile pe oră și trebuie să frânezi. Bă, sunt fascinante constatările, pentru că îți crește distanța de frânare incredibil, chiar dacă ai o milă mai mult, un kilometru pe oră mai mult. Și apoi am făcut și câteva diferențe dintre ce înseamnă să mergi cu 60 de mile pe oră și 70 de mile pe oră. Să spunem așa, un fel de 100 și 115. Cât de repede ajungi la destinație? Și a fost impresionant să constatăm că practic ajungi, nu mai știu, focusem noi pe 10 km, parcă era un minut, ceva de genul ăsta. Deci practic într-o oră câștigi 6 minute. Ceea ce este foarte puțin. Noi când mergem repede, eu nu cred că noi mergem repede pentru că ne grăbim să ajungem într-o fiu, cred că noi mergem repede pentru că ne plictisim. Apoi am făcut și ce înseamnă să mergi cu 30 de mile pe oră în localitate și ce înseamnă să mergi cu 35 de mile pe oră. Și câștigi pentru fiecare milă, și nu degeaba ales pe milă, pentru că de regulă în localități oricum o milă durează o grămadă până o faci, dar să considerăm că mergi șnur. Faci o milă pentru fiecare milă, dacă mergi cu 35, câștigi, mi se pare că 6 secunde și ceva, 6 secunde și ceva care, din punctul de vedere al, mă rog, cum era prezentată situația acolo, distanța de frânare crește considerabil, mai ales în localități. Și a mai fost o chestie foarte interesantă despre ceea ce se numește bubble, bula de siguranță, poftim să-i spunem, safety bubble, în sensul că este recomandat să mergi în spatele celui din fața ta la o distanță de minim 2 mașini, spun ei. Ne-au arătat niște experimente în care de ce trebuie atunci când cineva stă în spatele tău foarte aproape, tu să crești distanța față de cel din față. Sigur că are sens, normal că sens, are sens. Pui frână, vrei să nu se urce ăla pe tine, nu? Ei spun așa, dacă cineva se apropie în spatele tău foarte mult, tu lasă și mai multă distanță față de cel din față. În cazul în care cel din față frânează, tu să nu fii nevoit să frânezi brusc și să frânezi cumva mai elegant, așa să aibă timp să oprească și să nu se creeze carambol. O altă chestie, tot pe autostradă și băi, am râs cu toții. Mergi cu 90. Nici o problemă, nu ți-a permisul. Până 90 nu ți-a permisul, după 90 încolo ți-l ia. Dar să zicem că mergi cu 90 și îi dai tare cu 90 și constați de fiecare dată că ajungi, când ai de mers, să zicem, 200-250 de mile pe drumurile de pe aici, de pe Nichie, remarci că ajungi cam în același timp cu acea persoană care a mers, sau cu acei conducători de autovehicule care au mers cu 70. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că de fiecare dată tu accelerezi. Și a fost creat foarte frumos scenariu. Eu nu pot să vă reproduc cât de fani a fost băiatul ăla, dar de fiecare dată accelerezi, îi dai tare și te trezești că ți iese un tir. Și se apucă să depășească. Și el depășește cu 60-58, cât are el limita lui acolo. Și aștepți acolo până când ajung toți cei pe care i-ai depășit odată cu tine. Cam asta a fost așa în mare la curs. El nu e un curs în care să-ți dea un test, să vadă dacă știi ceva. El este un curs doar de a te face aware și... Vezi, conștientizarea asta vine și cu niște întrebări retrospective. Din momentul în care ai primit amenda, durează vreo 2 luni până când poți să faci cursul, cel puțin așa a durat la mine, poate mai bine de 2 luni. Eu am luat în octombrie pe 9, am luat amenda, a venit hârtia în câteva zile și abia acum în ianuarie, da, 2 luni și ceva, abia acum în ianuarie am avut posibilitatea de a face cursul, m-am înscris, măcar n-am mai luat puncte. Asta e super bine că iei puncte, îți crește asigurarea. Și nu vrei asta. E singurul lucru pe care vrei, pentru că e transparent. Aici, în țara asta, dacă ai puncte, se vede. Compania de asigurări poate vedea asta. E important de știut aspectul ăsta. Per se, cursul e plăcut și este un privilegiu. Dacă ai posibilitatea de a face cursul, dacă acolo pe hârtie scrie posibilitatea de a face cursul, merită, în primul rând pentru că salvezi puncte, implicit salvezi bani la asigurare, că nu te afectează pe loc, te afectează următoarea asigurare și te afectează grav. Crede-mă, crește considerabil. Și
cumva, cel puțin cei care sunt în situația mea, care noi dacă nu am dat examenul aici, noi încă mai întâlnim unele semne rutiere care sunt un pic diferite, chiar dacă au aceeași însemnătate cum sunt în România, dar sunt un pic diferite, sau prin Europa, e bine să iei la cunoștință despre ele și te ajută foarte mult cursul ăsta din punctul ăsta de vedere. Cum să vă spun, e ca o lecție. Sper să nu mai fiu niciodată pus în situația asta, în sensul că n-aș vrea să mai iau amenzi de viteză. Este singura mea amendă de viteză. Suntem în UK din 2016, se vor face 8 ani acuși. Poate că o să sun așa, tătăistic, dar de când ne-am luat mașina asta electrică, avem range-ul și avem și smart-ul. Când mergem cu tractorul, îi dăm, n-am ce să zic, îi dăm. Dar pentru că mergem destul de rar cu el și mergem foarte des cu asta mică, cu asta mică nu prea poți să mergi repede. 60 de mile pe oră e maxim cu cât merg cu ea. Ea merge cu 87, ca să știți. Adică dacă îi dai blanul, ea sucește 87 de mile. Dar cam așa mergem. Pe autostrăzi, 60-61 maxim. Practic merg exact să stau în bula aia în care să nu mă depășească tirurile care merg cel mai repede, că mi se pare că viteza maximă a tirurilor, cred eu, nu sunt sigur, mi se pare că este 55 sau 5, nu știu, parcă merg ei cu 55-56 și aia genul ăsta. Noi mergem cu 60 ca să fim siguri că nu ne depășesc tirurile, ca să nu creem să vină în spatele nostru să trească să schimbe ei benzile, că e pentru ei mai greu, că n-ați mașinării mari, trebuie să... e dificil. Dar am învățat că, bă, viteza asta, ea e practică, dar pare că nu prea pe șosele, poate că pe circuit. Eu nu zic asta că acum o să fiu zmeu și o să mă așez eu pe banda 3 și o să stau acolo cu 70 de mile pe oră și o să țin pe loc. Bă, așa se merge corect. Eu nu fac chestii de-astea de justiție, pentru că în țara asta circulația rutieră este atât de civilizată încât îți este și rușine să înjuri pe cineva. Și rare, rare sunt momentele, aproape că le număr pe degete de la o mână, când am avut o reacție negativă din partea unui alt participant la trafic. E incredibil așa ceva. Mie mi se pare fantastic cât de civilizat. Când mergem în Europa, spre exemplu, treci în Franța, mai e, francezii mai sunt la tine, așa, o mai scalzi cu ei, e între și între. Dar ajungi în Spania, deja este, dați-vă că toți suntem regii șoselelor, Italia nu mai zic aceeași, doamne, este groaznic. România, nici nu mi-e frică pe... Mie în România nu mi-e frică de ceilalți conducători de vehicule. Mie mi-e frică de șosea per se. Mi-e frică de hârtopanele alea în care îți lași pivoții, îți lași basculele, vorba aia pe acolo, lași nebii. Este jale. Dar mă rog, asta e situația. Asta e. Fiecare își îngrijește avuția națională cum dorește și cum consideră că este propice pentru stilul de viață, nu? Eu așa aș zice. Că vorba aia, cum îți așterni așa, dormi. Asta era ceea ce voiam eu să vă spun. Acum putem, în sfârșit, încheia acest vlog properly, domnule. Proper, cum spune englez. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!